de vorbă cu domnul Alex Sursa, coordonatorul acestui proiect. Ne aflăm la a noua ediție a Volunt Expo. Care sunt noutățile acestei ediții față de cele anterioare? Deci Volunt Expo face parte dintr-un proiect mai mare, care se numește Săptămâna Națională a Voluntariatului, care se află la ediția 10. Noutățile acestui eveniment nu prea sunt noutăți, pentru că este un eveniment de tradiție în care ONG-urile din Cluj se reunesc pentru a-și prezenta ofertele de voluntariat și indiferent de ce activități avem în Săptămâna Națională a Voluntariatului, în fiecare an acest eveniment se va desfășura, deci e un eveniment de tradiție. Câte ONG-uri sunt prezente acum aici? Astăzi sunt prezente 30 de organizații. Și ce proiecte de viitor aveți? În cadrul acestei săptămâni mai avem încă 13 activități, printre care o zi dedicată copiilor, o zi dedicată vârstnicilor, lanț uman, olimpiada voluntarilor și multe altele. Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană, iar pe viitor o să mai avem alte activități de promovare a voluntariatului, flash mob-uri, activități de voluntariat, o să lansăm o publicație, oportunitățile de voluntariat cu Poca, multe altele. Mulțumesc!